Locuiesc în Ilfov din 2007. Copilăria însă mi-am petrecut-o într-un sat de răzești din Moldova. Apoi am terminat liceul de aviație. Am urmat facultate de geologie, am lucrat ca cercetător, am colaborat la proiecte de cercetare în Franța, în Belgia. Am avut șansa de a fi îndrumat de profesori de anvergură și am făcut parte din echipe internaționale de cercetare. Din 2006 lucrez în consultanță și pregătesc oameni care conduc echipe care fac performanță în domeniul economic. Am revenit de fiecare dată acasă. De ce? Pentru că am vrut să fac din România o țară care să conteze. Bunicii mei au luptat în război, iar eu eram obligat, din respect pentru ei, să fac ceva pentru locul în care m-am născut. N-aș fi intrat în proiectul ăsta politic dacă aș fi văzut că lucrurile merg în direcția bună, dacă justiția nu ar fi încă fragilă, dacă nu aș fi simțit că tot ce avem acum ar putea să dispară într-o clipă. Am avut cu toții o experiență de câțiva ani, între 2017 și 2019, când tot ce construisem, aproape ca în legenda meșterului Manole, în ultimii 10 ani era pe cale să se dărâme. Dacă lumea politică ar fi avut capacitatea să se regenereze, probabil că am fi fost mult mai departe astăzi. Dar, din păcate, ea nu s-a regenerat și astfel nu a fost capabilă să slujească interesele românilor. Doar o forță politică nouă mai poate să modernizeze România. Încă mai putem să facem asta. Acum ne aflăm într-un moment unic pe care nu trebuie să-l ratăm. Acum, mai mult ca oricând, avem nevoie de oameni care să știe ce au de făcut, să fie liberi în decizii, să nu facă parte din grupări de interese și să pună mai presus de orice binele comun.